Bună ziua, domnule Șilonio, de la Centrul Național de Tenis. Suntem, să spunem așa, la Kids Day-ul Dr. Oetker Junior Trophy 2019. A fost o acțiune cu Văcuța Paula, care a bucurat zeci, sute de copii. Poate Alina Tecșor, obișnuită cu viermuiala celor mici în fiecare zi, ea se împarte între activitățile federale, activitățile echipei de Fed Cup, munca cu cei mici. Aș vrea să întreb, Alina, cum ai trăit aceste momente alături de copii? Nu că ar fi o premieră pentru tine, așa cum am spus. Nu, încercăm să îmbunătățim aceste activități pe care le facem și mă bucur că am mai făcut încă o ediție de Kids Day la Dr. Oetker, este a 8-a ediție și avem din ce în ce mai mulți copii. Ne bucurăm că Victor ne-a fost aproape și apreciem foarte mult sprijinul lui și mă bucur foarte mult când văd veselie pe fețele copilor, pentru că până la urmă tenisul înseamnă veselie și mai ales pentru cei mici este important să vină în număr cât mai mare la tenis, pentru că este un sport deosebit de frumos. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre competiția în sine. Ai apucat să vezi mai multe meciuri, ai fost prinsă? Competiția în sine, ne-am străduit ca de la an la an să fie un turneu cât mai puternic. Eu spun că se vede. Este unul dintre cele mai puternice turnee din Europa și ne bucurăm că și pe tablou astăzi au fost sferturile. Sunt doi români la băieți, la simplu, și patru fete, ceea ce demonstrează că și din spate avem o generație bună și de ce nu la un turneu acasă să facă și surprize câștigând unul dintre români turneele. Alina, nu de mult s-a desfășurat acea semifinală, aș spune, atât dramatică, dar cât și frumoasă pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo în Franța. Spune-ne câteva cuvinte despre ce va urma. Va urma din nou în februarie următoarea ediție de Fed Cup, în care România se află în primele 8 echipe ale lumii. Știu că toată lumea a avut așteptări foarte mari, dar cel mai important lucru este că avem o echipă de aur, aș putea să spun, și că pentru fiecare meci ar trebui să ne aducă mai multă experiență și să reușim să jucăm cu salatiera pe masă într-o bună zi. Și o ultimă întrebare, am putea considera că a fost un succes la fel de important ca atingerea acestei faze a competiției, faptul că atât de mulți români au fost, a fost o conexiune extraordinară între oameni și echipă? Sigur, mi se pare că oamenii iubesc, sau cel puțin nu, faptul că la fiecare turneu, unde nu joacă numai echipa națională, dar și fetele noastre, în special Simona, ajung un număr așa mare de români, spune multe despre naționalismul nostru și mă bucur că se întâmplă acest lucru, pentru că până la urmă noi ca și specialiști ne dorim foarte mult ca să facem un rezultat care să-și aducă aminte oamenii în timp că și echipa României de Fed Cup a făcut un rezultat extraordinar. Mulțumim, Alinei Tecșor, și felicitări pentru ce se întâmplă atât în turneu, în Dr. Oetker Junior Trophy, cât și în această zi frumoasă alături de copii. Și eu vă mulțumesc foarte mult!